Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Pentru început, fostul manager al Spitalului Municipal din Rădăuți și cele două asistente rămân în arest la domiciliu după ce Tribunalul Suceava a prelungit această măsură la cererea Direcției Naționale Anticorupție. Pot face recurs la Curtea de Apel, așadar nu s-au potolit lucrurile acolo. Bun, am probabil că sunt niște date destul de solide, niște fost dovezi. Vâlvă de... multă, luați mulți oameni. Da, da, de la început atât s-au a rămas. Separat apele. Dar așa te gândești că un medic tânăr și mai ales un medic specializat în ATI, nu? Anestezie și terapie intensivă, care sunt rare. Vede multe la... Nu, sunt rare acești doctori și ești tânăr, are 31 pic de ani sau cât are. Adică ai o carieră, director de spital și nu orice spital. Spitalul Rădăuți este un spital mare, un venit bun. Dacă vrei să mai lucrezi și în privat, poți să lucrezi și în privat. Cate este mai puțin. Da, nu, dar cred că îți găsești, dar... Ca manager și ca specialist ATI câștigai niște bani, să te-a pus să faci tot felul de coțcării. Însă, la Rădăuți e o problemă. Sunt presupuse coțcării nedefinitive. Presupuse coțcării, da. La Rădăuți este o problemă acolo, fiind în Republica Rădăuți, sunt foarte sunt multe... republicani, da, nu? Da, republicanii multe... sunt, am văzut și în America. Ce foarte... ai văzut în America? Efervescenți. Nu, ei sunt foarte multe cumătrii în zona aia, știi? Și se cunoaște toată lumea cu toată lumea. Nu știi tu pe unul, știe cumătrul. Nu știe cumătrul, știe vecinul. Nu știe vecinul, știe prietenul. Nu știi pe el direct, știi pe taisul, pe mama lui, pe cineva. Adică toată lumea se știe. Și mai ajungi la omul, hai vorbește cu ăla să mă ajute și pe mine. Și cred că așa s-a ajuns, știi? Din prea multă bunătate. Și da, și pentru că s-a mișcat din urechi, cum se spune. Cum se traduce asta? Cu mișcatul din urechi știe toată lumea. Sau deschizi ușa cu capul. Dar nu cred că mai ducea plocoane. Nu cred că e vorba despre plocoane. Însă asta e o chestie cu specific, nu doar Rădăuțean, în specific românesc, cu cumătrii. Sunt zone, tu știi, pe la munte, mi-ai zis tu, nu? Sau unde? Pe la Stulpicani, sunt câte 11 perechi de nași. Nu? Sau pe unde? Pe toți oamenii care sunt în biserică, toate cuplurile primesc da. Lumânare te și cumătrești devin cu toți. Și la un moment dat ajungi la oraș director la spital și zine cumătul de la Stulpicani. Pe care nu-l bă, ții minte nici nu, după figură. Nu, stai un pic, dar n-am cununat împreună. Da, și păi am și o fată terminat liceul sanitar sau școala post-liceală. Aia angajează. Nu poți. Poți să refuzi cumătul? Da. Nu poți să refuzi cumătul. Nu? Dar e scandal și acasă cu soția. Nu merg lucrurile astea. Și cred că aici este problema nouă. Dar acum, la modul serios vorbind, e trist că un tânăr medic stai atâția ani, înveți, ajungi într-o poziție foarte importantă și te pretezi la astfel de chestii. Da. Dar poate nu se dovedește. Adică noi vorbim acum așa, în pe baza prezumptivele, ce pe acuzațiile da. Faptelor prezumptive care că sunt mai ale procurorilor. Cazuri, atâtea cazuri. Să ne întoarcem la lucrurile frumoase. Am tușit mai înainte, nu? Da, probabil ți se trage de la faptul de la, că a fost răcoare la, sâmbătă, sâmbătă la Putna. Sâmbătă seară la Putna, la meci, a fost, au fost, deci la 0 grade a început meciul, s-a terminat la minus 3. Dar dacă, știi cum e, fie frigul cât de frig, numai vântul să nu bată. Bă, vântul nu prea era, știi, și am mai stat și pe la dos. Și acum, sincer să fiu, au mai fost și niște întăritoare pe aici, pe acolo. M-am împiedicat de ele când ieșeam din stadion. Adică n-a stat chiar pe uscat. Da, și cu aceste... Te ia de la picioare frigul, știi cum se spune. Dar pe bune. Și nu-ți dădeai seama. Dar pe urmă când intrai undeva, să zicem, într-un restaurant la sfârșitul meciului, era o diferență foarte mare de temperatură. Tu atunci îți dădeai seama că ai stat în foarte frig. Știi? Mă, da, a fost o atmosferă foarte bună. Dar au venit oameni de la și mai frig, de la Minerul Iacobeni. Dar de ce ar fi acolo și mai fi ce? Așa e, în da, frumosul, depresiuni. Cătărea, de la frumosul, de la foresterul frumosul. Acum, da. A, și anterior. De da. Deci, repetă, da, foresterul frumos, frumosul. Frumosul da. E tot, mai tot, la munte. Tot, dar lasă, nu începe, tot, acum lasă, ai dat-o cu Iacobeniul, da. Uite-o.
Au venit la Forestierul frumos. Dar să știi că o echipă bună, așa, dacă mai ținea un pic meciul, s-a terminat 2-1. Putna, da. Nu era mare lucru să egaleze Frumosul, cu toate că Putna a avut niște ocazii imense, mai ales la început, dar pe final s-a cam dus condiția fizică. Dar a fost un eveniment chiar frumos, a inaugurat Nocturna, practic a fost asta, și multă lume, da. Asta a fost motivul pentru care ai mers. Să, să văd și eu becurile aprinse. Nu de alta, dar ai spus că în Liga 4 nu prea mergi, nu mergi dar să nu susții merg, Cetatea Suceava a jucat cu absolut Minerul Iacobeni. Nu, eu am mers la Putna când s-a inaugurat stadionul. Apoi la meciul, da, la meciul cu Old Boys, cu așa? Vedetele naționale. Stai, am fost și la Cetatea și am văzut. La derbiul Cetatea, da, cu Bradul Putna, dar tu ai fost practic pentru Putna. Așa, și acum la inaugurarea Nocturnei. Nu, dar atmosfera asta, vreau să zic, chiar foarte frumoasă, a fost un eveniment. Erau vreo 500 de oameni și erau veniți din alte localități, nu doar din Putna. Asta dovadă că atunci când sunt și condiții și când e, da, ceva mai deosebit, bine, chiar dacă e Liga 4, vin 500 de oameni. Și cât pe nea la Folestra, în Liga 3. Să vezi la Putna, sâmbătă seara, la ora 7, atâta agitație într-un loc, că în rest era pustiu în comună. Nu era nimic. E în oria și în casă, toată lumea în casă. E de mirare, știi? Și acolo era un vulcan, practic, ce să mai zic. Bine că e parcarea mare. Da, e parcare mare. Și sănii erau și în alte localități, au plecat, la final s-au grăbit să plece, dar au rămas câțiva cetățeni, mulți dintre ei din Putna. Am văzut că aia a fost cea mai tare, că s-a terminat meciul și dintr-o mașină s-a deschis portbagajul, s-a scos o masă mică. S-a făcut niște și începea serveale. Șap, 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 așa, deci lumea dotată. Și după aia s-a mai stat la stadion cu muzica în boxe, s-a cântat imnul echipei, s-a mai gustat câte ceva. Deci a fost așa cu o petrecere după și lumea a plecat mulțumită după aia acasă. Cum ar fi fost să fi pierdut echipa, nu? Cu atâta tot, pregăteală? Tot așa era, spun eu, tot așa era. Că trebuie desfărare, știi? Adică, nu, dar lumea a venit să se disteze și chiar s-a simțit bine. Meciul a fost plăcut, s-a jucat deschis, adică nu cu apărare, cu 3-5-1, 4-3, știu că e, Liga 4 fiecare, totuși. Da, 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 Liga 4 și la Putna joacă Patache. Patache până anul trecut a jucat în Liga 1 la FC Botoșani și acum mai e în staff la Botoșani, dar vine și joacă pentru Putna. Din prietenie, deci, probabil, nu? Da. A fost probabil coleg cu Mihai Roman. Da, la FC Botoșani și joacă la Liga 4, așa, să nu... Să nu se penească. Da, să nu iasă din forma fizică. Deci mai mergi, nu? Da, chiar dacă da, n-a fost Răzvan Burleanu, că se trebuia, discuta că urma să vină. Să vină acum, dar n-a venit, da. N-a venit, n-a venit. Acum, pierderea nu, lui. Nu o să merg la toate. Dar nu cred că mai joacă în Nocturnă foarte repede. Mai ales că acum este sezonul frig, totuși. La Putna erau câteva grade sub ce era la Suceava. A, na. Oamenii sunt căliți, nu așa domn de la oraș. Oamenii ca tine. De acolo, de la Putna. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.